Dacă în alte județe vremea a fost extrem de capricioasă cu secetă severă și nu s-a putut semăna cultura de rapiță, în Olt situația este mai bună. Fermierii au reușit să desfășoare această campanie în condiții optime, iar acum cultura arată bine. Avem însămânțat o suprafață de 9.000 de hectare cu rapiță. Putem spune că cultura este bună. A fost rapița care a fost însămânțată semănată înainte de ploaia la sfârșitul lunii septembrie. A răsărit foarte bine, are chiar 4-6 frunze, iar cea care a fost după ploaie e deja răsărită. Noi sperăm ca timpul să țină, să fie cald și să putem să spunem că, într-adevăr, cultura e promite. Au fost însă și zone din județ în care campania de semănat la această cultură a fost îngreunată de lipsa precipitațiilor, motiv pentru care nu s-a mai atins obiectivul propus. Cele mai mari suprafețe cu rapiță sunt în zona de sud a județului. Din păcate, am spus că o să fie o suprafață de semănată de 16.000 de hectare. Nu cred că se va mai atinge această țintă, dată fiind faptul că în perioada de semănat a rapiței a fost lipsa de foarte mare de precipitații, terenul nu s-a putut lucra corespunzător și nu au fost condiții de semănat. Anul acesta, în Olt, producția la rapiță a fost în medie de 3.400 kg la hectar.